pașa lor. N-au reușit, n-au reușit. Nu știu dacă vor reuși și acum, în următorii ani. Cine va fi? Întrebare. Au distrus sau cine a fost și a vizitat sau a văzut biserica? Este mon. Deci au stricat, poate mulți nu știu, dar au stricat turcii, și e bine de spus, ochii la sfinți, unde au putut să ajungă. Dar mai sus n-au putut să ajungă. Biserica a rezistat și până astăzi. Și de ce a rezistat? Pentru că așa a făcut bun Dumnezeu. Și care este întrebarea? Întrebarea este. E greu. Nu știu. Ce am putea face ca să ne întoarcem la suflet? Ce am putea face ca să comunicăm și mai bine, să fie o înțelegere sau o comunicare mult mai bună între noi oamenii și biserică? Am vrea să vedem aceiași oameni care vin la noi și noi. Da, între noi și noi, poate. Da. Că ăștia sunt, biserică e aici? Noi suntem biserică. Biserică de sărbători, oamenii se adună, sau când zile de sărbători ne adunăm, dar duminica când venim, sau sâmbătă, când venim la biserică, ați văzut, nu e același număr de oameni. Oare de ce? Poate slova, poate nu știu. Omul să fie întâmpinat sau să simtă că este îndrumat. Dumneavoastră sunteți păstorul nostru. Da, 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 știu ce vreți să spuneți acum. Patriarhul Teoctis exact, a primit foarte multe solicitări la vremea lui că să facă intervenții la televiziunea română, să nu se mai dea filme deșucheate, porno sau sexuale, nu știu cum, la ore de vreme, de maximă audiență. Să se dea noaptea, dacă așa, sau să nu se dea. Și tot așa. Și Patriarhul a spus așa, dar e bine că vreți să intervin eu, dar de ce nu interveniți voi? Patriarhul Iustin, în adunarea eparhială, nu știu care, nu știu ce an, așa a spus, zice, referitor la dărâmarea Sfintei Vineri și celelalte câte s-au întâmplat, a spus așa, ce vreți voi de la mine? Să ies cu un steag pe dealul mitropoliei, să fac așa? Hai să ieșim cu toții. Dar n-a mai zis nimeni nimic. Așa. Bun. Noi îl acuzăm pe Patriarhul ăla de acolo că a fost roșu, nu știu, și că nu s-a așezat în fața buldozerelor. Poate și nu m-am așezat eu. Dumneavoastră vreți să primesc eu bine, sau părintele, sau nu știu cine? Dar de ce eu? Primiți dumneavoastră bine. Pe X și pe Y. De cuprilejul sărbătorilor. Vă referiți, bănuiesc, că aici ar fi o comunitate așa și există și oameni care de sărbători vin mai mulți, fac mai mulți pași către biserică și mai uită. Și că ar trebui să speculăm, sigur. Dar preotul este așa, la ce se întâmplă la ora actuală, preotul e foarte neputincios. Făcut să ocupe 14.000 de preoți de 18 milioane de ortodoxi. Cum vi se pare? Cum? Vi se zice imposibil. Păi numai în Vechiul Testament erau a 10-a parte preoți. A 10-a parte. 10% din popor, tribul Levi, erau preoți. De ce? Pentru ca să ocupe de popor. Noi suntem foarte puțini preoți. Păi cum suntem puțini? Când ieșim acolo la... Ne cheamă Patriarhul, zice, bă, dar mulți sunt, bă, frate, ia uite, nu se mai termină. Ce să ne uităm? 900 de preoți, 1000 de preoți, ce ai? Față de nebunia care noi trebuie să o abordăm zilnic. Știți care sunt cele mai spurcate obiecte din lume? Urechile preotului. Așa ce sunt eu în gură de aur. Cele mai spurcate obiecte din lume sunt urechile preotului. Preotul aude fel de fel de... Și că la o spovedanie a venit cineva și a spus preotului, zice, părinte, m-aș spovedi la noastră dacă ați fi fost orb ca părintele de la Teofil. Ce de ce? Păi să nu mă vedeți. Zice, păi eu cred că mai degrabă ai fi vrut să fiu surd, nu orb. Da. Ca să n-auzi ce-mi spui. Zice, să fiți orb ca părintele. Zice, nu, să fiu surd. Da. Transferarea responsabilității la vârf e caracteristică nouă românilor.
Adică să facă. De ce nu face? De ce nu face patriarhul? Nu face sinodul? De ce nu fac preoți? Ce să face primarul? Da. În sfârșit, ăștia ar trebui să facă, e adevărat, și primarii, și noi toți, dar trebuie foarte mult să fim ajutați. Foarte. Pentru că este aproape imposibil. Bineînțeles că oamenii mai și îmbătrânesc, sărace, și mai și scrântesc la cap. De exemplu, eu am o mare cui împotriva doamnelor din București, care ies la pensie și umplu autocarele și bat România în lung și în lat, în loc să facă lucrul ăsta o dată de două ori, până la cimitir, ieși o dată de două ori, de trei ori, nu continuu, și în loc să stai acasă să-ți ajungi nora, fata, nepoata, ca să nu mai facă avorturi, stând și tu, punând și tu umărul la creșterea copiilor. Că dacă tu îi ușurezi un pic viața, ia nora ta, nepoata ta, o să vrea să mai nască. De unde? Ai făcut numai avorturi toată viața și acum când să ajungi și tu să lupți contra avortului? Prin acest ajutor. Așa? Peste autocare, călare pe mănăstiri, călugării săracii spală cerceafuri, fac de mâncare, vine autocarul, așa, bună primire, nu? Numai rugăciune nu mai fac ăștia săracii. Foarte complicat. M-am dus cu niște materiale la părintele Nicodem, la Crasna. Zic, am primit și eu, și părinte, zic, vă trebuie? Zic, da, foarte bune, zice. O să facem fuste și punem pe călugări la poartă să le dea pantaloni jos la femei să le îmbrace cu fuste. Da. Deci asta e treaba călugărilor. Stai, bă, ce faci? Mare problemă. A venit acum un autocar la noi în vizită și o doamnă, gâfâind așa, mi-a dat o sticlă întreagă de aghiat. Părinte, este de la 27 de mănăstiri. Și de când ați fost așa? Păi ce ne-am sculat de noapte. Bornițe de la Punna, în ce ritm au fi mers așa? Și am vizitat la toate 27 de mănăstiri. Foarte greu, foarte, foarte complicat cu viața care se întâmplă la ora actuală. În sânul bisericii, că până la urmă dacă nu dădeam explicații, poate credeți că sunt împotriva pelerinajelor. Păi nu sunt împotriva, dar nu continuu. Ci nu în ritmul acesta. Ai pensie, te mulțumești cu puțin și pleci. Și pleci, și pleci, și pleci. Nu este corect, este incorect. Ai făcut avort, pune mâna și îi spăsește. Pune mâna și nu zice la vecina că fă copii. Fă copii că te ajut eu. Fă nepoata mea, uite, e bine să... Da, bunica, dar uite, serviciu, lăsă că te ajut eu. Mă puneți bonă, că am muncit destul. Aia, cu bonă. Nu. Ce mai întreb? Aveți întrebări acum. Avem și scrise, dar nu mai e niciunul curajos. Că ăștia sunt necurajos, de aia Da. Tot bisericile de la noi din țară sunt mai frumoase. În afară când te duci și vrei și tu să intri în biserică și vii după un drum și vrei să te închini la bunul Dumnezeu, au fost cazuri când eu am găsit biserica închisă și i-am spus, uite la mine în țară, în București, mă duc la mitropolie, mă duc de dimineață și o găsesc la voi, de ce? Nu are cine să stea. Da. Și diferă. Părinte, când asta ați umplat și da, da, vorbiți de Franța. Și ce știu, diferă bisericile care sunt în afară față de ceea ce avem noi. Iar cine a fost aici în țară, sper să prețuiască ceea ce au văzut aici în țară. Da, dar nu-i ca matan în Polonia. Cu o diferență, părinte. Când vorbești de Olanda, auzi. Părinte, vorbești și de Nord America. A, bun. Lasă-i deci pe știi aia. Despre ce vorbesc. Dar cu o diferență mare și major din ce am văzut. Suntem, nu știu, poate binecuvântați de Bunul Dumnezeu, avem atâția sfinți. Eu nu cred. Ce zici, mă, ta, acum este o înșelătorie și o înșelare. Uite ce zice Mata. Mata zice așa, suntem botezați de Sfântul Andrei. Și ce dacă?
Care este rezultatul a 2000 de ani de creștinism? Frecușul prin biserică. Ați fost la ruși? Rușii încremenesc în biserică. Și n-au decât 1000 de ani de creștinism. A, că suntem urmași și lucruri de care urmași, mă, pe așa? Păi ce, tu când zici că ești urmașul de la nu știu care, tu de fapt îl disprețuiești pe ăla. Prin ce? Prin felul tău de a te manifesta în credință. Eu nu cred asta că avem sfinți. Avem sfinți că sunt ei sfinți. A, i-am născut noi, dar nu știu dacă noi. I-am născut poporul nostru. Care parte? Puric văd că face mare diferență între popor și populație. Păi da, poporul înțeleg, dar ce facem cu populația? Din câte persoane este format poporul nostru? Din 23 de milioane? Mai e problemă. De aceea nu știu dacă ne putem mândri că suntem de la Sfântul Andrei, că pe noi ne-a creștinat. Suntem de 2000 de ani aici, cum? Suntem de 2000 de ani. Noi nu suntem de 2000, noi suntem de 7500 de ani. Ok, 7500 de ani. Așa 2000 de ani de când am fost creștinat, dar noi suntem vechi pe aici. Păi noi suntem mai vechi decât sumerienii, că avem tăblițele astea la tărtării. Acum am dus discuția în altă parte. Cine da. Știe ce mai se naște? Da. Zice, copiii de la Valea Plopului pot fi luați în grijă, în creștere, ce îi dați spre adopție sau ceva? Se pot face ceva de mersuri în sensul ăsta? În România totul este organizat pe județe. Fiecare județ are direcția pentru protecția copilului. Și ăștia pot da spre adopție sau spre creștere. Noi nu mai putem să punem umărul la creștere. Adică, între dumneavoastră care vreți să luați un copil și noi care avem 438, diferența este de număr. În rest, suntem egali. Noi creștem, dumneavoastră creșteți. Deci, nu, asociațiile nu pot să deie copii cuiva. A doua întrebare. E ilegal. În ce spirit creșteți copiii din Valea Plopului? Care este educația pe care o primesc copiii de la Valea Plopului. Cum reușiți să le induce sentimentul de apartenență la familie și biserică? Spiritul, zicem noi, că ar fi spiritul obișnuit al unui sat. Deși nu prea ne putem nici noi mândri mult cu lucrul ăsta sau în totalitate. Noi am încercat să meargă copiii la biserica satului, la școala satului, la grădinița satului și la ce mai are satul. Și atunci cam ăsta ar fi spiritul. Spiritul ăsta de familie. N-am făcut clădiri imense decât două, în rest am făcut 56 de case obișnuite. Cum e o casă obișnuită, așa am făcut noi case. Ca să creăm acest spirit, această ambianță de familie. Nu mâncăm toți la un loc decât rar, pentru ca fiecare să mănânce la casa lui. Cum mâncăm, cum am mâncat și noi în familie noastră. L-am mâncat undeva. Numai Ceaușescu vrea să facă cantine. Cantine din astea în care să mănânce un cartier întreg. Deci încercăm asta. Cât reușim, discutabil. De ce? Pentru că copiii vin și cu un sac genetic. În sacul ăsta au puse de destul de multe lucruri. Așa că uneori reușim, alteori nu reușim. Cei care i-am crescut noi sunt buni. Cei care au venit sunt așa și așa. Adică depinde cu ce apucători au venit. Care au venit mai mari. Dar și aia care i-am crescut noi, încă se mai luptă în ei moștenirea aceasta de la părinți, de la bunici. Nu știu dacă trebuie să mergem așa mult pe calitate. Omul este cum este. Important este că este. Prima condiție pe care noi vrem să o strecurăm în urechile tuturor este să fie omul viu. Că după ce e viu, mai vedem. Că dacă l-ai avortat, el nu mai e viu. Dacă Eminescu n-a fost avortat, s-a rezolvat problema.
Dacă Patriarhul Iustin n-a fost abandonat, l-au dat și ei la orfelinat, orfelinatul l-a dat la seminar și a ajuns Patriarh. Părinte, vreau să vă întreb și eu ceva. Sunt și o creștină și mi-a fost o mare plăcere să aud de dumneavoastră și putea să vă văd în persoană și mulțumesc Dumnezeu. Merg și eu la biserică, vă spovedesc, mă împărtesc, sunt ortodoxă, sunt foarte păcătoasă. La Sfânta Biserică am o palpitație tot corpul, din cap, din picioare, din toate venele mele. Mergi la biserică, se vorbește de foarte multe, dar ar trebui așa. Ce se întâmplă cu aceste carnete de sănătate care noi trebuie să le primim? Că am găsit rugăciuni de Alestin Pârgu, se arată cum vom fi injectați și am găsit cărți care scrie nu vă lepădați de Hristos, nu vă însemnați cu 6-6, pentru că acesta este rătăția de Hristos și Dumnezeu. Copiii nu deja au carnete care ei nu dă seama ce se înseamnă. Acolo arată un șoferul are carnetul însemnat cu același. Și nu știu ce să fac. Eu nu l-am primit, l-am refuzat. Soțul meu l-a primit. Se sunt așa că totodată foarte tulburată. Nu sunt atât de venică de rugăciuni, nu sunt atât de venică de anumite lucruri. Dar totuși simt în casa mea o tulburare și o neliniște care o avea în ele. Dar acum poate mă afectează mai mult. Deci nu se lupește, ar trebui acele cărți eu am acasă. Întrebați sau spuneți acum? Nu vreau să spun, adică să spun. Nu, dar acum a spus o întrebare sau țineți o predică? Nu, eu întreb. Bine, atunci ascultați răspunsul. Părintele care se numea Damian de la Schitul Balaciu. Nu, la Schitul Sitar. Sitar, da. Avea o soră într-o mănăstire și mergea odată pe an să o vadă. Dar sora asta locuia în afara mănăstirii, în chilie. Ca să ajungă la ea, trebuia să treacă prin bucătărie. Și de fiecare dată întreba maica bucătăreasă, ce mai faci, maică bucătăreasă? Și răspunsul era, ce să fac, părinte? Păcate. Azi așa, mâine așa și, apropo că ați zis dumneavoastră că sunteți păcătoasă. Foarte păcătoasă. Foarte păcătoasă. Da. Și după 14 ani, povestește părintele, a intrat în bucătărie și a zis, maică bucătăreasă, ai mai făcut păcatele acelea? Și maica a lăsat ciorbarul acolo, a aruncat nu știu ce și a zis, ce păcate, părinte, ce vorbeați? Deci după 14 ani de ce faci, părinte? Păcate. Ce faci, părinte? Păcate. Ce faci, maică? Păcate. La un moment dat, ea zice, care păcate? Noi trebuie să fim atenți că înjosirea asta la care tot ne pretăm noi, cum te cheamă? Gheorghe păcătos. Serios, bă, te cheamă Gheorghe. Că ești păcătos, e o problemă care se rezolvă. Cum? La spovedanie. Adică susținerea asta că sunt păcătos, sunt păcătos, discutabil. Sunt infractor, sunt infractor, nu a fost poliția. Al doilea, dacă m-ați văzut aici pe mine în persoană, să vă spun două lucruri care le-am întâmpinat acum un rând din culo și zice, e nou coar. E nou coar să-ți am râs, adică am râs. Am râs, am zâmbit, cred că am râs. Și a venit o domnișoară de acum. Eu nu știu ce s-a întâmplat și aveam un aparat mic de fotografiat de ăsta cu clișee. Și am făcut o poză, două, și până m-am desculțat și m-am urcat pe un scaun din ăsta ca să... O problemă mare. De ce? Pentru că aspectele astea cu 666 sunt aspecte foarte serioase. Seriozitatea acestor aspecte, la ora actuală, treaba e așa de banalizată, încât oamenii nu mai au în serios. Va veni vremea să ne opune și nu o să ne mai opune. De ce? Păi am auzit despre asta. Deci dacă de atâta documentare, l-am treacă de ceva din nou. De văr este o lucrare a dracului pentru că și capul nostru e foarte ocupat cu cine. Noi avem de rezolvat așa. Cum determinăm
facem să actul acesta religios să nu fie nici frămenei. Și acum, dacă a văzut dracu că noi avem așa multe probleme de rezolvat, lucruri serioase, dar nu sunt religioase, deocamdată. Ca de atunci am început. Părinte, a zis, eu vreau cipă. Păi cu părinte, dumneavoastră vreți cipă. Da. Zice, dacă îmi dă cipul, înseamnă că vine antichrist. Înseamnă că va veni după aia Hristos. Așa că eu l-aștept pe antichrist. De ce? Pentru că urmează Hristos. Problema mea este că vine antichrist. Problema mea este dacă vine. Cum rezist? Eu nu țin posturi. Pentru că eu mănânc mult. Pentru că mi-am învățat copiii și nepoții la salam special, la Paris. Și la post și la cartofi. No. Deci toate acestea mă vor determina pe mine să vreau să cipul deoparte. Vrei tu să faci ce zice părintele Paisia Ghioritu? Cri de pământ, câteva capre, câțiva măslini și ceva cartofi. Și n-a zis vacă, dar n-a zis și capră și vacă. Pe urmă am văzut când a venit gripa aia și asta la altă. Da, da, așa e. Așa e. Are o dată de imunizare, e teribil. Haideți să lăsăm românii să nu-și mai vândă terenurile. Nu te va forța nimeni să faci așa. Pentru că dacă mă forța, ai vrea să devii membru de partid, pe lume și la un moment dat se ridica unul și zicea, tovarăș. Tindeni la Grevedia. Și a fost în 6 luni un primar. Adică și învăța acolo așa. Cum să se ridice, cum să se clatine pe așa, cum să-și încheie așa, cum să râd. Da, un dat te trezeai cu un activist sau un președinte de CAP sau un președinte așa de primă mână. Ce făceau? Se ridica de acolo în ședință și zicea, tovarăș, da, haideți să amânăm ședința viitoare, să vrea el să devină membru de partid. Așa poate să fie și acum. Dacă noi nu stăm locului și credem că printr-un refuz rezolvăm, părinte, primind paharul acesta și bândul, înseamnă că te-ai lepădat de Hristos. Pe momentul ăla eu nu vreau să-l beau. Dar dacă mie Hristos, dar dacă se duce poștașul și îi spune prin primirea acestui card, mătușică, te-ai lepădat de mai mult, că da, este un fel de pregătire, că de fapt așa. Cardul de sănătate nu e o problemă de religioasă, decât în măsura în care prin asta eu zic da organelor mele transplantate în caz de accident. Acolo devine o problemă.